Bun găsit! Invitatul nostru pentru ediția de astăzi a emisiunii este istoricul Octavian Țico, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Vom discuta la esențial despre pasiunea sa pentru istorie, politică și cărți, așa cum recent, pe rafturile librăriilor, a apărut o nouă lucrare semnată de el, Rusia și separatismul transnistrian în Republica Moldova. Bine ați venit în studioul TV Nord! Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Chiar mă bucur că ați reușit să faceți acest drum, să veniți de la Chișinău, să ajungeți în uh, municipiul Bălți și uh, să avem pe masă, aici în studio, aceste cărți care, de fapt, reprezintă istoria noastră uh, prin viziunea dumneavoastră. Da, eu uh, am venit uh, în primul rând pentru că am vrut să aduc la un post de televiziune din Bălți această carte dar dincolo de asta am avut și o lansare a cărții la biblioteca Universității de stat din Bălți și înainte de a veni am consultat câte cărți de ale mele sunt aici și am înțeles că erau doar 3 sau 4 în total am scris 12 cărți unele dintre care sunt traduse și în alte limbi. Am adus trei cărți la biblioteca universității despre care cred că o să vorbim și astăzi, dar evident cea mai importantă la moment și cea mai nouă pentru că este cartea momentului este Rusia și separatismul transnistrean în Republica Moldova, implicări geopolitice, militare și energetice, pe care am scris o într-un timp record. Și evident sub uh, impulsul uh, unor cereri de informare asupra ceea ce este Republica Moldova, ceea ce este uh, Rusia și conflictul transnistrean. Uh, această carte uh, mi-a fost cumva sugerată de prietenul uh, cu care împreună am uh, elaborat și versiunea italiană. Carlo Policano este un publicist și un jurnalist italian, împreună cu care am făcut versiunea italiană a cărții și atunci ne-am gândit să facem o versiune pornind de la premiza faptului că, în câteva luni după invazia Rusiei asupra Ucrainei, după 24 februarie, am fost invitat la mai multe televiziuni, canale de presă, ziare, și toți în acel moment erau interesați de Republica Moldova, de ce reprezintă, care sunt pericolele vom fi sau nu vom fi atrași în război. Toate aceste întrebări care în mare parte căutau și o anumită explicație istorică a fenomenului, m-au, cumva, m-au impulsionat, așa, m-au determinat să fac această carte. O carte de fapt care are 145 de pagini, dar care condensează în toată istoria noastră de 200 de ani, pentru că acest conflict de la Nistru este vechi, de peste 200 de ani deja, de la 1792, și care cumva au fost ajutate de cărțile anterioare pe care le-am scris și pe care le-am adus, despre care cred eu că vom avea timp să vorbim mai multe. Evident, cartea a trezit interesul major în tot spațiul românesc. Sunt, practic, săptămânal cu această carte, undeva în Republica Moldova sau în România. Deja am epuizat o ediție de 1000 de cărți în două luni și suntem în proces de reeditare continuă. Următoarele drumuri vor fi la Cahul și la Galați cu această carte în sfârșitul, la sfârșitul lunii. Dar important că astăzi avem ocazia să vorbim despre această carte, despre construcțiile mitologice care se derulează în jurul conflictului atât la televiziune cât și în fața tinerilor studenți aici la Bălți. Vorbind despre impactul acestei cărți, aș vrea să vă întreb acum cât e proaspăt încă, cum, a fost, cum ați fost de fapt întâmpinat astăzi la prezentarea cărții în municipiul Bălți și cât de deschiși erau cei care v-au ascultat, cei care v-au așteptat de fapt? Eu la Bălță sunt ca acasă și am spus și la lansarea cărții, după Chișinău și Ungheni, cred că Bălțul este al treilea cel mai vizitat oraș în care am fost, cu diferite ocazii, fie cu lecții publice sau proiecte la universitate, fie prin liceele din bălță, fie în campanii electorale care de fiecare dată m-am regăsit aici Acum, evident, mi-am revăzut mulți dintre colegi, mulți dintre prieteni, dar și a fost o întâlnire pe măsura așteptărilor. Există un interes întotdeauna pentru, mai ales că majoritatea celor prezenți erau studenți la facultățile de socio-umane care sunt vizați în mod direct. Este un material didactic imediat, așa să spunem, util celor care doresc să aibă o înțelegere a fenomenului separatismului în general, mai ales că este un cuvânt la modă în condițiile războiului în care separatismul se profilează pe tot e, spațiul ex-sovietic și în Ucraina mai ales. Desigur, Rusia ca un fenomen a fi înțeles, pentru că noi față de Rusia de multe ori avem niște percepții eronate, undeva mitologice și prejudecăți multe care științific vorbind dar avea nevoie de o mică acuratețe, așa. Și desigur această așezare acestui conflict într-un lanț îndelungat de conflictologie româno-rusă sovietică care ne explică întreaga complexitate a problemei și desigur a fost important că am putut avea și invitații și tineri și de o anumită vârstă care au avut capacitatea să înțeleagă aceste, această carte și să întrebările corespunzătoare pentru a defini, să spunem, mai multe aspecte care ar avea semne de întrebare. Iată, noi avem pe masă mai multe căți și, cum ați spus dumneavoastră, fiecare din ele rezultă cumva punctul final pe care l-ați făcut ultimul. Ce ar trebui să știe bălțenii și, în general, cititorii dumneavoastră despre lucrările pe care le-ați le scris până cel, acum? Cel mai simplu, ca să fiu explicit și înțeles, o să încep cu... Probabil cartea cea mai cunoscută este o carte pe care am scris-o 12 ani. Deci este Homo Moldovanu Sovietic, o carte care a schimbat profund paradigma de cercetare asupra ce a fost Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Noi până la Homo Moldovanu Sovietic a apărut apropo în 2018, asta este a doua ediție deja a fost cartea în top 10 cele mai citite cărți din spațiul românesc în anul 2018 pentru că spuneam până la Homo Moldovanus vorbeam despre deznaționalizare, rusificare, sovietizare, dar de fapt în esență astea sunt componente ale unei construcții identitare care a însemnat do nu doar represiune, nu doar deznaționalizare, dar și un anumit fenomen de construcție identitară, adică Românii din Basarabia, din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, au fost construiți împotriva propriei lor identități. A captat foarte plastic uh, scritorul scriitorul Dabija această stare de ură de sine. Deci atunci când uh, în perioada sovietică, așa apropo, una din ingredientele importante de construcția lui Hoa Moldovanus a fost românofobia și antiromânismul, au fost politici de stat, României erau prezentați ca ocupanți, rușii ca eliberatori, programele școlare abundau în asemenea clișee de exprimare care au format un anumit tipaj de gândire, l-au ancorat în lumea rusă, în civilizația sovietică, l-au opus României și românismului. Este o carte pe care am început-o în Statele Unite ale Americii, atunci când am fost profesor Fulbright 2006-2007. Am lucrat cu unul din cei mai mari istorici americani, în general ca istoric, dar cu siguranță e cel mai mare istoric american în istoria românilor, Keith Hitchens, care mi-a fost un mentor, așa să spunem, în multe lucruri pe care le-am învățat. Și a ieșit o lucrare spectaculoasă, în care am pus documentele, în capul scrierii documente inedite care n-au mai fost și care mi-au susținut și mi-au întreținut cumva această teză a construcției identitare. N-am fost noi unicii, ca să înțelegeți, fenomenul de construcție identitară în Uniunea Sovietică a fost unul general, pentru că Uniunea Sovietică, uh, anexând anumite teritorii, a dorit să le prezint ca eliberare, iar de foarte multe ori n-au putut ocupa în totalitate acest popor, cum au fost românii, spre exemplu, sau finlandezii, sau tagicii, deci, sau turcii. Deci ei au ocupat anumite porțiuni pe care le-au sequestrat, vorbind popular, și le-au transformat în alte identități, pentru că, în esență, tagicii sunt un popor persan, azerii sunt turci, carelii sunt finlandezi, moldovenii sunt români, dar a, anexarea acestor teritorii a dus la această instituționalizare, să spunem, a construcției. Și de la Homo Moldovanus au pornit celelalte cărți, care între timp au apărut. Eu, chiar dacă am scris într-o perioadă întâi de îndelungată, din momentul anului 2006 până în 2018, am făcut aceste alte cărți. Prima carte care a fost teza mea de doctorat, Problema Basarabiei și relațiile sovieto-române în perioada interbelică. Deci este o carte care în 2004 a fost publicată și a câștigat premiul național în domeniul științei și literaturii. Care a fost noutatea acestei cărți? Noi, în istoriografia noastră de până la publicarea acestei cărți și a multor care vor apare după asta, eram prinsi cumva între două discursuri, rusesc și românesc, care trăgeau fiecare la plapuma lui. România prezentând în culori roze tot ce a fost românesc, Uniunea Sovietică și Rusia tot ce a fost rusesc dar s-a lăsat prea puțin loc pentru cercetarea istorică și privirea critică inclusiv a guvernării românești din Basarabia. Eu am fost printre primii care mi-am asumat această critică constructivă, explicând o de fapt în același timp pentru că de fapt dificultățile administrației românești în Basarabia au fost determinate tocmai de situația internațională a acestei regiuni. Rusia, Uniunea Sovietică, niciodată n-a recunoscut reunificarea și a depus eforturi majore să destabilizeze în această regiune. Acțiunea subversivă sovietică de Tarbunar în exterior a fost o presiune diplomatică enormă, astfel încât România a avut mari dificultăți în a controla și a administra eficient această regiune. Și după această carte, deja au fost uh, suita de cărți dedicate fotbalului. Da, Eu de am, am publicat trei cărți despre fotbal. Asta este varianta engleză a cărții Fotbalul este european de la comunism la globalizare. Uh, este o carte care am publicat-o în Germania, la Lambert Academic Publishing. Este o carte care poate fi achiziționată pe Amazon. Eu primesc recenzii și întrebări din toate colțurile lumii, Noua Zeelandă, India, Japonia. Pentru că fenomenul fotbalului a fost exploatat la greu de regimurile totalitare, comunismul și totalitarismul sovietic. Cartea este dedicată României, Ucrainei și Republicii Moldova. S-a folosit evident de fotbal pentru diferite scopuri și după această carte pe care spuneam, am editat-o în două variante, a apărut eh, această carte care probabil este cea mai cunoscută în tot spațiul românesc. Este o carte dedicată unui om de la nord, așa am spune, eh, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, așa cum îi spun eu, numele lui este Nicolae Simatoc, este născut la Grimâncăuț, în Briceni, este primul român care a jucat la FC Barcelona, la Inter Milano, Fiind și primul român care a câștigat Liga Campionilor. Să știți că această carte nu este doar o istorie a sportului, a fotbalului, este o istorie a țărilor în care Simatoc a trăit și a jucat, pentru că el s-a -a consacrat în România Mare, atunci când Grimăncauzi era în județul Hotin. Și datorită acestui fapt a devenit mare fotbalist. În România Mare s-a consacrat, a jucat în Ungaria, a fost campion al Ungariei, a fost campion al Italiei cu Inter Milano și campion al Spaniei cu Barcelona. A murit în Australia, fiind antrenorul echipei Australiei de fotbal. O istorie absolut halucinantă și tristă în același timp, pentru că despre el nu s-a știut nimic. Exact, acum am aflat de la dumneavoastră despre existența lui Nicolae și când ne gândim că de fapt Nordul da sau Grimâncăuțiu este atât de aproape, iar despre el s-a vorbit puțin, să știți chiar că ar trebui să mergem și să cunoaștem mai mult să despre Să știți istoria că lui. istoria lui Simatoc este fascinantă prin pentru că noi am făcut și colecții de poze, eu am fost de trei ori la Barcelona pentru a scrie această carte și am făcut un film despre el, am câștigat și premii la Festivalul de Film Internațional la Milano și la București. Cartea a fost primită foarte bine în România, la Timișoara, spre exemplu, acolo unde el s-a consacrat ca fotbalist. Într-o zi am vândut peste 300 de cărți, era un rând din librărie în stradă pentru a o procura. El de mai multe ori, de fapt, s-a prezentat ca născut în Timișoara, dar până la urmă documentul original ne arată că este din Grimancăuți, cu alt nume, Nicolae Șmatoc. De altfel, el și-a schimbat numele de mai multe ori pentru că a fugit din comunism. Ce trebuie să înțeleagă această dramă, cei care ne privesc pe noi acum, marea drama a istoriei lui Șmatoc este nu doar că noi n-am știut despre el, cei din România și din Republica Moldova, despre el n-a știut nici măcar tata lui. Tata lui, și Ișmatoc, a murit în satul Grimancăuz Cioban la ferma de vaci, făcea ouă, făcea brânză și uh, mulgea vacele, iar el n-a știut niciodată cât de mare este fiul lui, pentru că regimul comunist n-a permis niciun acces la informații, în sat nu s-a știut nimic despre el. Uh, noi până la urmă am găsit un vâr de-a lui de-al treilea, am găsit și casa, Unica ce s-a strecurat așa prin memoria satului este faptul că el ar fi ajuns în America. Dar asta era toată istoria lui Simatoc. Simatoc a schimbat profund cultura noastră sportivă. Să știți că noi l-am adus acasă, l-am adus pe fiul lui, am instituit premiul Nicolae Simatoc la gala fotbalului moldovenesc, acordăm acest premiu celui mai bun fotbalist moldovean care joacă în campionatele Europei. Vorbiți există și, mi se există și un sat, care, satul Lozova din Strășeni, Așa. care a pus denumirea stadionului. sau au așezat lucrurile cum trebuie. Cu siguranță este cel mai mare fotbalist al nostru. Și după Simatoc, eu mi-am asumat această sarcină, probabil cunoscută de mulți dintre cei care ne privesc, Expedițiile Memoriei. Este un proiect prin care am mers șase ani la rând în Siberia și în Kazakhstan. De două ori am fost în Kazakhstan. Noi am răscolit tot spațiul, ca, deci pe unde au fost deportați basarabenii, Karaganda, Cezazgan, Balhaș, deja și și da. Am făcut mai multe filme despre aceste expediții ale memoriei. Sunt vreo 14 sau 15 filme în regia Violetei Gorgos și producător este Virgil Mărgineanu. Deci ambii sunt cunoscuți aici pentru că domnul Ion Mărgineanu și ei sunt de la fundul vechi, de aici de la Glodeni. Și am făcut o carte pe care o aveți în fața acum, pe care o țineți în mână, se cheamă Spasc 99. Este o carte document istoric, pe care nu l-a mai făcut nimeni până acum. Este o primă publicare integrală a listelor de prizonieri de război români în cel mai mare lagăr sovietic din Karaganda, lagărul Spasc numărul 99, deci un lagăr care era sub controlul direct al încăvădăului sovietic. În acest lagăr au fost 70.000 de prizonieri, deci aproape cât un bălț de mare, în acest lagăr, majoritatea 30.000 erau germani, 22.000 de japonezi și 8.000 de români. Ce am făcut noi împreună cu prietenii noștri și colegii kazahi care ne-au primit și ne-au găzduit în acest proiect, am scos din arhivele din Karaganda toată lista de prizonieri de război. Așa cum vedeți în carte, sunt câteva elemente importante ale Fișe, așa să spunem, numele și prenumele, locul și anul nașterii, gradul militar. Un loc important este locul unde a fost luat în prizonier, și locul unde a fost uh, deportat, și soarta lui ulterioară. În acest lagăr au murit uh, aproape o 1000 dintre militarii români. Inclusiv deci, văd că sunt și cei din Basarabia. Din Basarabia și din sunt și din alte localități. Deci este o carte în care mulți și-au regăsit rudele. Chiar pentru că... aș stăteam acum și mă uitam pentru că am și eu rude de pe linia mamei care o familie întreagă a fost ridicată în Siberia. Un, unul din copii. Nu a fost acasă și și-a pierdut urma, deci nimeni nu mai știe de existența uh, unui copil din familie. A revenit uh, bunelul meu și a, uh, a pornit în continuare da, linia uh, familiei, și mama lui a murit acolo. Mulți frați, și iată, mă uitam acum și, sincer, mă trec, uh, mă trec fiorii, nu știu dacă, nu știu unde. Au fost pentru, ridicați, cei care, dar... pentru cei care au întrebări legate de deporteri, le spun să știți, există cartea memoriei, patru volume, care pe fiecare localitate în parte, deci puteți găsi unde. Spasc 99 deci a ajutat la foarte multe familii să-și găsească pe cei morți. De exemplu, în satul uh, noi, la Nisporeni, în satul Grozești, deci am găsit unul, Ortolomei Grigoriei care în sat să știa că el s-a necat în Volga, dar el de fapt era în Spasc 99. Acolo a murit și acolo a fost îngropat. Eu am găsit și unul, Țicu Nicolae, care era din satul de Baștina tatălui meu și care l-am raportat că e mort în Spasc. Deci este o carte care a trezit un mare interes. Noi am editat-o în 2016. Suntem un colectiv de autori, domnul Ulandul Dulatbekov este conducătorul centrului carlag deputat în Parlamentul din Kazakhstan și a fost decorat de Nur Sultan Nazarbayev cu cea mai înaltă distinție în stat, Ordenul Prieteniei. Silviu Melo este colegul meu de la Târgoviște, pentru că sunt și acolo profesor și împreună, deci într-o echipă lucrând, cazahii ne-au dat documentele, noi le-am tradus, Silviu le-a publicat. Și am mai ieșit o carte spectaculoasă la îndemâna Ministerului Apărării din România, în primul rând, pentru că ei au solicitat cea mai mare parte din cărți, dar noi le-am adus și prin librării ca să le putem face publice. A treia, de la coadă, așa aș spune, deci este probabil cartea cea mai cunoscută, este, la asta e prima ediție, se cheamă Istoria ilustrată a românilor de la Ies de Prut. Este o carte care a apărut în rezultatul unei colaborări cu un grup de istorici români. În anul 2017 mi s-a propus să fiu autor pe Republica Moldova într-o carte, așa, într-o colecție de șase volume, Istoria României și Republicii Moldova. Această colecție a fost ghidată și editată de domnul președinte a Academiei României, Ioan Aurel Pop și domnul Bolovan de la Cluj. Am intrat în un grup de istorici, eu am fost autor pe Republica Moldova, Basarabia, tot ce a ținut. Și după ce am finalizat acest proiect, am făcut o carte mai mare. Deci s-a chemat Istoria ilustrată a României și Republicii Moldova. Această carte în 2018 a fost declarat Cartea Anului și eu cumva încurajat de această reușită am decis să adun toate materialele care le-am publicat în această enciclopedie și am făcut o istorie, o primă istorie a noastră, a românilor de la Ies de Prut, de aici de la Bălți până la Magadan, Ciucot, Vorcuta, și se fac într-un concept unic. Adică nu lăsându-mă împreună cu alți colegi care se fac alte perioade, cap coadă din antichitate până în prezent. Deci o carte care a ieșit deosebit de interesantă și captivantă. Sunt câteva noutăți importante în această carte, pentru că eu mă refer în istorie de la anul 1792 și nu de la 1812. În primul rând, dorind cumva să pun un accent important pe istoria Românilor din regiunea transnistriană. În plus am făcut uh, un studiu care n-a mai existat de istorie a Republicii Moldova în 30 de ani. Așa? Cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în trei decenii. Cum am evoluat noi istoric, toate uh, lucrurile așa cum au fost. Pentru că de obicei avem doar studii politologice sau fragmentare, aici este un capitol întreg dedicat istoriei noastre. Este o carte utilă și celor mari și celor mici. Eu să înțeleg că e, drumul acesta a scrierii a pornit atunci când ați avut teza de doctorat. V-ați gândit că după prima carte o să mai scrieți? Cumva v-ați setat acest, acest gând? Pentru că noi avem cărți care apar sau scritori care au scris o carte și atât, autor de cărți pentru că trebuiau să susțină teza de, de, de doctorat. Da. Dumneavoastră, însă, ați mers mai departe și ați găsit mai multe surse. de. de sursa de inspirație este una, istoria Republicii Moldova uh, și, uh, și România. Uh, și ați mers, ați continuat, dar de fiecare dată de unde ați găsit acel fir de care să, acel cârlic de care să vă atârnați ca să uh, scrieți în continuare? Bine, asta e inspirația divină. Eu, de fiecare dată, pentru că subiectele, așa cum vedeți, sunt foarte diverse. Exact, de asta și deci, tematica e una, de, dar... Istoricii, de obicei, și iau o temă, insist în ea, scriu toate. Eu, dacă ar vorbi muzical, am mixat mai multe genuri. Homo Moldovanus, spre exemplu, nu este o carte doar de istorie. este o carte despre sociologie psihologie, studiu mentalului, deci o carte care economie pe alocuri și sigur istorie. Simatoc este o carte de istoria sportului, mai degrabă decât Prizonierii de război este un document absolut inedit. Toate cărțile, fotbalul în general, este locul unde s-au întâlnit cele două identități ale mele pe care le am. Am fost boxer profesionist, Apropo, eu aici în Bălți am câștigat al cincilea titlu de campion al Moldovei. Am stat în hotelul Basarabia și am boxat la sala de uzinii Lenin, așa se mm -hmm. chema atunci. Și mi-a purtat noroc Bălțu că am fost declarat cel mai bun boxer al campionatului. De aici, după Bălți, am mers la campionatul mondial din Belfast. Adică este... Un loc unde s-au întâlnit sportul și istoria, exact în istoria fotbalului, și această, acest amestec de genuri cumva îmi permit cu ușurință să abordez orice subiect. Acum, atunci când a venit momentul acestui adevăr, legat de războiul din regiunea din, de peste Nistru, în Ucraina. Atunci a venit și momentul acestei inspirații de a face Rusia și separatismul transnistrian. Cumva această temă este și în Hou Moldovanus și în istoria ilustrată, dar am vrut să avem o abordare exactă, precisă, îngustă, în care să răspund la întrebări foarte complicate, foarte simplu. Deci asta e probabil cea mai mare realizare a cărții, este cu oferă răspunsuri simple la probleme extrem de complicate. Deja sunt indignată, nu că indignată, dar am dorința de a citi și de a descoperi mai multe răspunsuri. Dar una din întrebări pe care la sigur și-o adresează mulți dintre cei care ne urmăresc astăzi, pentru că pe lângă faptul că dumneavoastră scrieți, sunteți istoric sau profesor la universitate și predați istorie, și dumneavoastră, totodată, ați fost o figură foarte importantă în stat și ați deținut funcția de ministru uh, al tineretului și sportului. Totodată, ați fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Analizând situația de astăzi, situație pe care în care fiecare cetățean al țării noastre se culcă și se trezește cu o frică mai ales atunci când citim știri că iarăși o nouă parte din, dintr dintr-o rachetă nimerește pe teritoriul țării noastre. Cum credeți? Riscăm sau nu ca în uh, spațiul Republicii Moldova, totuși să fie un atac al Rusiei? Mai ales că avem și Bine. multe speculații, și avem și multe mesaje pe TikTok, pe, pe rețelele de, de socializare, și se induce o frică enormă în oameni. Bine, asta este și scopul dezinformării și a manipulării, pentru că suntem în plin război hibrid, noi vedem. Uh, și declarații care încurajează cumva panica și isteria. Pentru că și declarațiile lui Lavrov, altor Lukashenko, alți comandanți militari ruși care vorbeau că mai, mai vom fi invadați, că mai nu vom fi al doilea, a doua Ucraina. Deci, Dar cumva, și Ucraina uneori vorbește despre aceste anumite invazii. lucruri sunt, sunt vehiculate în spațiul nostru public. Noi am avut două momente de criză majoră în 2022, deci, primul și cel mai stresant a fost momentul din 24 februarie până la începutul succeselor armatei Ucrainei, prin mai-iunie, în care chiar erau frică, nu știam ce va fi, vom fi invadați, nu vom fi invadați, refugiații veneau valuri. Apoi, al doilea moment de criză majoră a fost legat de protestele putiniste de la Chișinău pentru că Rusia a încercat prin formațiunile șor să destabilizeze uh, situația politică în Republica Moldova. Interesul Rusiei este de a uh, debarca această guvernare și de a schimba cursul uh, Republicii Moldova de la integrare europeană spre un statut uh, mai degrabă de transnistrizare. Noi proteste se anunță pentru acest weekend. Da, dar ele vor avea o altă componentă. Eu cred că deja guvernarea a înțeles multe și din felul cum trebuie să acționeze împotriva lor. La moment nu există, și lucrul ăsta ne-o spun în alții oficiali NATO și alții, ne spun că nu există un pericol uh, militar direct de invazie. Și asta se întâmplă din considerentul că cei care așteptau că regiunea transnistreană va declanșa război împotriva Republicii Moldova s-au înșelat. Din contra, regimul de la Tiraspol, probabil speriat și de eficiența armatei ucrainene, a luat apă în gură și cumva împreună cu Chișinăul încearcă să țină Republica Moldova în afara acestui război. Asta nu înseamnă că vom fi iertați în condițiile în care Rusia va ajunge la Odessa sau aproape de Transnistria. Dar la moment această situație nu este un pericol eminent. Moldova este în faza în fața a trei scenarii de viitor, pe care am să le expun pe scurt, ele sunt și în carte de altfel, po po pot fi aflate. Primul scenariu este al status quo-ului, adică al menținerii situației actuale. Asta înseamnă că Rusia își menține control asupra regiunilor anexate, asupra celor regiuni pe care le controlează militar și pe care vrea să le integreze în Federația Rusă, și Ucraina, Moldova și Georgia vor fi în aceeași situație de zonă gri. Rusia va continua să influențeze prin agenții săi de influență, partidele politice, regiunile secesioniste, controlul asupra Georgiei, Moldovei și Ucrainei și prin asta se îndepărteze la infinit șansele acestor trei state de a deveni membri a Uniunii Europene. De NATO nici nu mai vorbesc. Al doilea scenariu care este cel mai fericit și Până în ea, care sperăm cu toții este victoria Ucrainei în acest război. Uh -huh. Victoria Ucrainei ar simplifica procesul de integrare a Transnistriei cu Republica Moldova. Asta înseamnă că Rusia va pierde pârghile de influență la Tiraspol și la Chișinău în același timp. Înfrângerea Rusiei trebuie să fie totală pe câmpul de lupte și regimul putinist să fie înlăturat, ca altfel orice influență rusă va destabiliza Republica Moldova. Și cu ajutorul europenilor, României, desigur, să procedem la integrarea Transnistriei. Lucrul ăsta se poate face rapid. În carte este descris tot mecanismul și toate instrumentele pe care le are la mână guvernarea de la Chișinău pentru a realiza reîntregerea cu Transnistria. Foarte mult speculează acum că ar fi momentul oportun ca Republica Moldova să se unească cu România, automat să intrăm în Uniunea Europeană și să fim protejați. Vedeți un astfel de scenariu? Ne vrea România acum? Da, asta este al treilea scenariu, dar el este unul extrem de riscant. Și să știți că varianta de victoria Ucrainei la ora actuală este mai consensuală atât în societate cât și în partenerii europeni și la Ucraina. Să știți că Ucraina are un interes aparte ca Republica Moldova să-și integreze Transnistria și să fie un stat tampon între România și Ucraina pentru că asta ar slăbi presiunea asupra Sudului Basarabiei, asupra Bucovinei. Este o problemă istorică nesoluționată între cele două state dar care nu are relevanță la ora actuală, cum pericolul rusesc este cea mai importantă. Și după integrarea Transnistriei, cumva Republica Moldova să urmeze parcursul de integrare europeană, în cadrul Uniunii Europene deja cele două state românești pot decide soarta lor, fie se unesc, fie rămân două state românești, cum este Germania și Austria, două state germane. Scenariul pe care l-ați sugerat, sigur că el a fost vehiculat și -a anul trecut. El este riscant, dar nu este exclus în condițiile în care Rusia va ajunge la Odessa. Armatele ruse vor face joncțiune cu armatele din regiunea transnistreană și atunci Putin va dori să cucerească Moldova până la Prut. Și noi vom fi într-o situație similară a anului 1918, anului 1940, să alegem între a fi ocupați de Rusia sau a fi uh, uniți cu România. Și din punctul meu de vedere, din observațiile pe care le am și din discuțiile pe care le-am avut cu diferiții colegi din România și la nivel înalt, există un plan de a putea salva Republica Moldova în cazul unei invazii de peste Nistru. Și asta desigur că nu ar mai lăsa nicio portiță de alternativă. Cele două state se vor reuni pentru că altfel vom fi ocupați de ruși. Uh -huh. Să înțeleg că și România este pregătită pentru scenariu. Există pregătire, există concentrare. Noi vedem o prezență NATO fără precedent la frontiera cu Republica Moldova în România. Sunt contingentul american, francez, italian, olandez, deci care sunt în rotație. Bazele militare din România sunt în stare de alertă și pregătite pentru a reacționa, și România are un potențial militar enorm și capabil de a asigura inclusiv apărarea antiaereană a Republicii Moldova. Doar că pentru asta trebuie să existe la Chișinău uh, o solicitare și o dorință din punctul ăsta de vedere. Există Ce... această dorință din partea Republicii Moldova de a fi, sau a guvernării, mai bine zis, uh, de colaborare cu România? Guvernarea, Ce de o vedeți ca politică? Guvernarea, să înțelegeți că a abordat foarte prudent uh, conflictul din regiunea din Ucraina. Imediat după invazia Rusiei, Chișinăul a fost într-o stare de ambiguitate în raport. Deci, pe de o parte, au primit refugiații ucraineni, pe de altă parte, nu s-au raliat la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și de Occident. Pentru a păstra această neutralitate. A păstra neutralitatea și a nu provoca Rusia cu atât mai mult că eram și în plin război energetic, nu știam care vor fi, va fi soarta războiului. După ce Ucraina a reușit victorii spectaculoase, a reușit să oprească această mașinărie de război, a apărut curajul, a apărut un front, așa să spunem, antirusesc, pro-european, făcut, creat de Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Am obținut statutul de țară candidat, și aici lucrurile s-au schimbat un pic, noi am ieșit din carapace, nu mai avem acea frică pe care am avut-o în primăvara și vara anului 2022. Deja cumva vorbesc și președinta, președintele Parlamentului și președinta statului și primul ministru Gavriliță vorbea despre necesitatea întăririi capacităților de apărare. S-a trecut chiar o linie roșie. Republica Moldova a fost invitată la summitul uh, ministrilor uh, de externe NATO și în plus a început să obțină armament inclusiv din doterele Germaniei. Am văzut și să participe la manevre comune cu militarii români. Din punctul meu de vedere, Republica Moldova, la, din punctul ăsta de vedere, chiar este avansată. Este precoce să vorbim de o integrare în NATO pentru că asta nu ne permite statutul de neutralitate, dar avem o colaborare eficientă și destul de bună din punctul ăsta de vedere, care cumva ajută Republica Moldova la acest moment să reziste în acestui război hibrid pe care rușii îl poartă pe teritoriul nostru. Domnul cum vedeți dumneavoastră schimbarea ministrului, primului ministru? Pentru că în mare parte, 90%, excludem trei persoane care au venit noi, avem exact aceeași componență a cabinetului da. de ministri, este schimbat în mare parte capul, cel mai principal. De ce credeți că s-a produs această schimbare? Se dorește poate un, un bărbat în capul mesei pentru că ar fi mai radical, mai puternic decât o femeie? Da, popular vorbind și asta are un rol important. Asta de fapt aș... Nu de... vreau să fim discriminatori în nu, această dar etapă, eu vă spun dar de... în situația în eu care se află Eu vă spun de țara... ce matriarhatul a fost schimbat cu patriarhat. Este o chestie simplă în care pur și simplu era nevoie de a supraviețui. Iar forța fizică și cei care și-au asumat întotdeauna clauza războiului au fost bărbați. Și atunci e, instinctele de, de supraviețuire, de securitate au împins bărbații în prima linie a războiului, a conflictelor și ei și-au asumat la respectiv și conducerea. Dar eu nu, nu aș crede că asta este motivația principală, chiar dacă Dorin Recean este un om familiarizat cu Ministerul de Interne și cu Ordinea Publică, cu Ceea ce înseamnă sistemul de securitate și apărare. Eu aici cred și văd două probleme mari. Este o problemă gravă faptul că atunci când dispui de majoritate parlamentar, când ai președinția, deci schimbi prim-ministru și guvernul, asta denotă slăbiciune. Deci ei ar fi trebuit guvernarea să arate implacabil. Din momentul în care a fost anunțată și apropo știți că doamna Gavriliță a fost insistent promovată de doamna Maia Sandu. S-a întâmplat prima oară la 11 februarie 2021. Atunci eram deputat în Parlament. A doua oară, deja în august 2021, deci era o candidatură aleasă și din comoditate, să știți, pentru că doamna Natalia Gavrliță nu emana chestiuni care ar fi eclipsat spectrul politic al președinției. Președinția, și asta este un lucru regretabil, n-a ieșit din imaginea liderului de partid. Și asta e marea problema doamnei Maia Sandu, ca și problema lui Dodon și a lui Voronin. Deci ei au fost lideri de partid și nu au fost lideri de țară. Au pus mai presus, din punctul meu de vedere, coeziunea partidului și promovarea lui, a liderilor și așa mai departe, decât interesul național. Dodon, în general, a făcut preș funcția de președinte și tot ce a mai fost din cauza afilierii cu putinismul. Deci, din punctul meu de vedere, această remaniere, remaniere și remanierile din guvern, de fapt, au arătat, în primul rând, un conflict intern în cadrul Pasului, mulți dintre care nu doreau să accepte venirea lui Recean. Dar au Cu toate că despre asta se vehiculează cel puțin de două, trei luni, dacă nu mai Mai mult, mult chiar. Se vorbea că din în primăvară va fi schimbat, da. nici nu intrase ca lumea în funcție, dar este și o modalitate de a scoate din circuitul politic doi miniștri compromiși profund și care aveau nevoie de a fi schimbați și exact oamenii ăștia au fost schimbați. Deci, practic, această remaniere a fost pentru a-l înlocui pe Gavriliță cu Recean și pe Litvinenko și pe Spânul. Primul pentru criza energetică în care ne-a dus și modul defectuos de a semna cu Dar și funcția ocupată acum nu este una deloc... Asta e. e altă problemă, pentru că și despre asta o să vorbim. Iar Litvinenko, pentru că el este principalul responsabil pentru eșecul în reformarea justiției. Noi nu avem nicio finalitate pe dosare. Într-un an și ceva de când sunt la conducere, reformarea sistemului de justiție trenează. Și aici, iarăși, trebuie să aduc încă o dată în atenție că președinta Maya Sandu a fost, de fapt, catalizatorul acestei schimbări. Noi, sigur, toți împreună am făcut blocul acum, toți împreună ne-am asumat această luptă, în cele de urmă beneficiarii supreme au fost pasul, datorită și concursului de circumstanțe, dar din moment ce ești catalizatorul, trebuie să-ți asumi în plenar și rolul de arbitru și rolul de critic, pentru că președinția în anumite momente ar fi trebuit să intervină. Critic față de semnarea acordului Gazprom, critic față de reforma justiției. Mai s-a niciodată nu și-a asumat critica guvernării atunci când era momentul. Asta este de fapt rolul președintelui. Și asta o spunem fără dorința ca noi cumva să uh, clătinăm barca guvernării. Deci, din contra, vorbesc întotdeauna de necesitatea de a fi solidar și a colabora. Asta însă nu înseamnă că trebuie să tacem atunci când lucrurile merg prost. Și cea mai mare greșeală este că, dincolo că nu și-a asumat această critică, ea i-a adus aproape de ea pe spânuș pe Litvinenko, cumva dând un semnal Că pentru președinție este mai importantă salvarea unității Partidului Guvernare decât cetățenii Republicii Moldova și necesitatea de a lua poziții corecte în raport cu oamenii care au compromis actul de guvernare. Interesant. O... Linie, da, cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Da, pentru că eu cunosc din interior, noi am fost un tot întreg. Deci Spânul a fost șeful staful electoral în blocul acum, atunci când făceam campaniile. Da. știm, deci știm foarte bine. Sunt foarte multe... De ce aici? atunci el a lunicat, Dacă... Pentru în... că aici este o suită de, de presupunere în care n-ar trebui să intrăm. Ce trebuie să constatăm noi este faptul că lucrurile au evoluat grav în defavoarea intereselor noastre. Noi plătim cel mai mare preț la gaz, și nu avem reformă de deci, ce în justiție. Cu noi miniștri credeți că lucrurile se vor schimba? Uh, nu Există știu. Șansă? Nu știu în ce măsură, pentru că, gândiți-vă, mulți dintre noi miniștri nu au nicio experiență de guvernare. În plus, pe alocuri sunt aceiași miniștri. Practic, noi am asistat doar la o remaniere de decor. Sper eu să... Există în continuare capacități în interior, dar problema principală a guvernării, și nu este doar a lor, este, sunt cadrele. Noi nu avem uh, potențial și capacități, în plus că avem o moștenire istorică și politică defectoasă. În 30 de ani nu s-a încurajat deloc uh, o reformă și o punere acestui stat pe pilon de funcționalitate, din contra, cei care au fost la conducere s-au folosit de instituții, de sistemul administrativ, de justiție pentru interesele proprii și pentru interesele Federației Ruse. Acum este greu să schimbe această moștenire. Moldovenii nu pot fi reinventați. Să înțelegeți că nu putem aduce un milion de germani sau un milion de români să-i punem în Republica Moldova să conducă și să facă lucrurile să meargă bine. Deci sunt acești. Ce dacă ar reveni un milion de moldoveni care au plecat Nici în toate ei nu țările? pot rezolva pentru că criza este sistemică a statului. El în așa fel este conceput Republica Moldova încât de fiecare dată va fi aceeași, același călcat pe greblă problema majoră însă este că dacă pasul, pasul va ieșua, asta va fi un eșec nu doar a partidului, va fi o eșec a partidei a pro-europene în general. Ce am propus atunci în campania electorală? Am propus o alternativă clară de unionism, așa? O, o alternativă clară de reîntregiri cu România, care urma să se facă nu într-un mod imediat, cel puțin pe anumite segmente, cum ar fi uh, infrastructura, drumurile de acces direct cale ferată, a, uh, deci, uh, conectarea la sistemul energetic românesc. Uh, facerea unui sistem educațional unic. Noi avem grave probleme între sistemul educațional românesc și cel din Republica Moldova. Spre exemplu, liceenii noștri da. repet un an în România. Ceea ce, ce că... mi se pare, cel puțin, mi-e absurd. Nu și știu. există foarte multe carențe, dar ăsta este un domeniu de cercetare și de educație în care putem cel mai rapid și cultura, desigur, să facem reunirea. Și, desigur, conectarea la sistemul energetic, un sistem unic de apărare și securitate, de ordine legală, toate astea ne-ar fi ajutat. Deci în condițiile în care nu s-a făcut acest lucru, soluția optimală era concentrarea pe o linie, pe o platformă națională a celor forțe care am luptat împotriva blocului, împotriva regimului plahotniuk Donșor. Asta însemna cumva o reactivare a blocului acum și a celor elemente importante din blocul acum care constituiau niște personalități de excepție care ne am regăsit în acel moment S-a mers pe o altă linie a egoismului politic și asta până la urmă a dus la o izolare a pasului în societate. În plus, gândiți-vă la faptul că <coughs> guvernarea probabil s-ar fi privat de foarte multe critici în condițiile în care a fi știut să atragă aceste elemente din societate, importante ca pondere și care ar fi adus o plus valoare actului de guvernare în sine. Domnul Țecu, pe scurt, vreau să vă mai întreb la final, suntem într-un an electoral. Vă vedeți cum v implicat în, în acest proces de a candida dumneavoastră la una din funcțiile uh, la alegerile locale? Și <coughs> dacă vă vedeți uh, revenit mult mai activ în tot ce țin de viața politică a țării? Eu acum sunt apolitic pentru că am revenit la scris și la predat. Asta este ocupația mea pe care o am în diferite proiecte în Republica Moldova, în România și în Europa. În acest an, cu siguranță, n-am niciun interes politic și nici nu mi-am dorit nici atunci când am candidat la primăria orașului Chișinău. Acela a fost mai degrabă un semnal pentru toți că alianța între blocul acum și socialiști este o cauză pierdută și ne va duce la pierzanie, ceea ce s-a întâmplat. Voi candida la anul alegerilor prezidențiale, așa cum am anunțat, voi candida independent și în funcție de alegerile, de voturile pe care le vom acumula, mă voi gândi, ne vom gândi dacă mergem să facem partid și să intrăm în alegeri parlamentare sau ne vedem în continuare de promovarea istoriei, a românismului prin caravanele cărții, prin activitățile academice care le iau, prin acest fel de emisiuni pe care le avem la Bălți. Și chiar vă mulțumesc tare mult că am avut ocazia aici la Bălți. Ceea ce nu se întâmplă sau se întâmplă foarte rar la like Chișinău, să vorbim despre cărți. Și cărțile sunt niște stâlpi, așa, niște repere intelectuale importante, în jurul cărora de fapt se rotesc adevărul. Și noi am adus o parte în acest adevăr la bălți. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea, că am vorbit, uh chiar pe îndelete despre tot ce ține uh, o mică parte din aceste cărți, pentru că cei de acasă care ne privesc chiar uh, vă îndemn să mergeți și să savurați lectura uh, cumpărând aceste cărți din librării. Da, ele sunt disponibile, sunt online, sunt aduse acasă, unele deja nu mai sunt, dar uh, în majoritate cărțile sunt uh, disponibile și în librării și Dar mai electronic, ales electronice, pot fi comandate și le aduc acasă. Este, este important să citim cărțile care ne vorbesc despre istoria țării noastre, pentru că atunci când ne apucăm să comentăm uh, niște decizii, trebuie să avem și noi niște piloni informaționali corecți pentru, pentru a nu vorbi eronat. Eu vă doresc succes, inspirație, să creați în continuare istoria, uh, nu așa cum am învățat doar noi, standard, da sau pe care o învățăm în cărțile de istorie de, de pe băncile școlii, dar să ne lărgim viziunea, să cunoaștem noi momente. Uh, nu odată astăzi în misiune am trăit emoții uh, pe propria piele atunci când vorbeați despre istoria țării noastre. Uh, vă mai așteptăm aici Mare în studio, drag. ori de câte ori veniți la Bălți, chiar uh, vă rog să ne contactați și să să ne revedem și să mai povestim celor de acasă despre uh, istorie, despre scriptură și și despre planurile pe care le aveți. Mulțumesc tare mult, mult succes! Și dumneavoastră, dragii mei, vă doresc o seară liniștită în continuare. Să ne urmăriți pe toate platformele noastre, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Telegram și, desigur, pe tvn.media, acolo unde venim cu informații de ultimă oră, știri uh, actuale. Așa că, pe curând!